Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom continua rezolvarea de probleme grafice și ne oprim la problemele combinate. Pentru aceasta, să nu uităm pașii pe care trebuie să-i urmăm în rezolvarea unei probleme. Vom începe cu analiza enunțului. Analiza conținutului. Stabilirea planului de rezolvare Redactarea planului de rezolvare și verificarea răspunsului. Să citim prima problemă. Suma a trei numere naturale este 990. Un sfert din primul număr este egal cu o treime din al doilea număr, iar al treilea număr este cu 6 mai mare decât diferența primelor două numere. Află cele trei numere. Vom face analiza enunțului. Vom organiza datele pe care le avem în problemă într-un tabel. Și începem cu ceea ce cunoaștem. Cunoaștem suma numerelor. Cunoaștem că din primul număr, un sfert, asta înseamnă că el are patru părți, este egală cu o treime din al doilea număr, ceea ce înseamnă că al doilea număr are trei părți. Și mai știm că al treilea număr este cu 6 mai mare decât diferența primelor două numere. Ce trebuie să aflăm? Primul număr, al doilea număr și al treilea număr. Să vedem la ce operații ne gândim. Prima dată ne gândim la operația de adunare, pentru că ne vorbește despre suma numerelor. Apoi ne gândim la fracții. Un sfert este egal cu o treime. Și ne mai gândim atât la operație de scădere, cât și la operație de adunare, pentru că ne spune că al treilea număr este cu 6 mai mare decât diferența primelor două numere. Să trecem la rezolvare. Vom începe cu desenul. Pentru primul număr vom desena patru segmente egale, deoarece este vorba de sfert. Pentru al doilea număr vom desena trei segmente egale, deoarece este vorba de o treime. Să nu uităm că problema ne spune că o treime este egală cu o pătrime, deci înseamnă că toate aceste segmente sunt egale. Iar pentru al treilea număr vom desena doar un segment, deoarece el este diferența dintre primul și al doilea număr, la care mai adăugăm 6. În total fac 990. Din totalul pe care îl avem, vom scădea ceea ce cunoaștem pentru a ne rămâne cele 8 segmente egale. Din acest moment, putem să aflăm cât măsoară un segment. Cum? Împărțim suma care ne-a rămas la cele 8 segmente și aflăm că un segment măsoară 123. Putem afla cât este primul număr? Bineînțeles, înmulțim 123 cu 4. Putem să aflăm al doilea număr? La fel, înmulțim 123 cu 3. Dar al treilea număr. Adunăm 123 cu 6. Haideți să vedem dacă am lucrat corect. Dacă adunăm primul număr cu al doilea număr și cu al treilea număr,
ne dă suma pe care am avut-o inițial. Deci este corect. Scriem răspunsul problemei. Să trecem la următoarea problemă. Citim cu atenție problema. Într-o livadă s-au plantat 344 de pomi fructiferi, meri, peri și pruni. Dacă s-ar mai planta 6 pruni, atunci numărul merilor ar fi de 2 ori mai mare decât al perilor și cât jumătate din numărul prunilor. Câți pomi s-au plantat din fiecare? Încearcă să faci analiza enunțului organizând datele în tabel. Dă stop, lucrează și apoi verifică-te. Începem rezolvarea problemei cu desenul. Pentru peri, desenăm un segment. Pentru meri, desenăm două segmente egale, deoarece ne spune că sunt de două ori mai mulți decât perii. Iar pentru pruni, desenăm trei segmente egale, plus încă un segment, la care mai adăugăm 6, ca să fie egal cu celelalte. În total, fac 344. Dă stop, încearcă să rezolvi singur și apoi verifică-te. Ia să vedem cum rezolvăm și o altfel de problemă. Citim cu atenție problema. Când tatălui Matei avea 31 de ani, Matei avea 7 ani. Acum, vârsta tatălui este de două ori mai mare decât cea a fiului. Câți ani are Matei acum? Te rog să faci analiza enunțului, să organizezi datele în tabel și apoi să te verifici. La rezolvare, pentru fiu desenăm un segment. Pentru tată desenăm două segmente, deoarece ne spune că acum vârsta tatălui este dublul vârstei fiului. Vom începe rezolvarea prin aflarea diferenței dintre vârsta tatălui și cea a fiului. Vedem că între ei este o diferență de 24 de ani. Atunci, este clar că fiul, în clipa în care va avea 24 de ani, atunci tatăl va putea să aibă dublul vârstei lui. Adică câți ani va avea tatăl acum? 48 de ani. Să ne verificăm. Dacă împărțim 48 la 24, trebuie să ne dea 2, ceea ce reprezintă dublul vârstei. Dacă scădem din 48, 24, trebuie să ne dea diferența dintre vârsta tatălui și cea a fiului. După cum vedem, este corect. Putem să scriem răspunsul problemei. Citiți cu atenție următoarea problemă. Analizați enunțul și organizați datele în tabel. Lucrați singuri și apoi verificați-vă. La rezolvare, vă rog să fiți foarte atenți la desen. De ce? Dacă veți înțelege desenul, rezolvarea va fi foarte ușoară. Ne uităm cu atenție. Am desenat cele trei numere consecutive, A, B și C. Și știm că suma lor
plus de 3 ori suma lor, ne dau 528. Deci am desenat odată numerele și după aceea încă de 3 ori, pentru ca să respectăm datele problemei. Acum putem să aflăm care este suma segmentelor egale. Vă rog să vă gândiți, să rezolvați singuri și apoi să vă verificați. Spor la rezolvarea problemelor.